Am mai luat o decizie, aș spune istorică, fără să greșesc. Și întâmplarea face că decizia luată astăzi are tot numărul 140, un număr care a purtat noroc Partidului Național Liberal. Este vorba despre un vot dat în unanimitate de colegii mei din Biroul Politic Național pentru desemnarea lui Dacian Cioloș ca și candidat de premier liberal după data de 11 decembrie anul curent. E o decizie care aș putea spune că a fost facil de luat,